Scene incredibile surprinse de echipa știrilor Focus la doi pași de centrul Bucureștiului. Zeci de seringi folosite de dependenții de droguri stau aruncate pe trotuare, pe spațiul verde și chiar la intrarea în scările de bloc. Zilnic trec pe lângă ele copii și oameni care se tem că s-ar putea infecta. Cei care locuiesc în zonă spun că au făcut sesizări și la poliție, dar problema nu și-a găsit încă rezolvarea. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ne aflăm pe Bulevardul Unirii, practic la doi pași de zona de centru a Bucureștiului. Dacă lăsăm această informație deoparte, ne este foarte greu să ne reamintim aici că, teoretic, suntem într-un oraș unde locuitorii ar trebui să fie protejați. Și spun asta pentru că aici am găsit zeci de seringi aruncate pe stradă, pe trotuare, pe unde merg oamenii, iar unele dintre ele, folosite de dependenții de heroină, stau înfipte în copaci. Zona intens circulată, aflată la doi pași de Tribunalul București, este locul preferat de zeci de dependenți de droguri injectabile. Aceștia aleg însă ca, după ce își injectează substanțele, să arunce seringile folosite, fără să țină cont că e o zonă frecventată de foarte mulți copii. Sentimentul de nesiguranță te încearcă tot mai puternic în momentul în care înaintezi aici, în zona Bulevardului Unirii, și vezi că, de fapt, seringile nu sunt într-un singur loc, ci stau aruncate pe o arie de zeci de metri. Spre exemplu, aici, pe trotuar, am găsit două astfel de obiecte. Vine poliția, fug, urmă iar apar, cui mare. Și păcat ei, băieți tineri. Sunt. Noi le adunăm, lucrăm aici, dar... Cum putem? Saci, mănuși și cartoane, cu ce putem? Am văzut o fază foarte ciudată, mai ales acum că a fost zăpadă. Era aruncat efectiv în zăpadă și copiii, nu? Vin la zăpadă. Am încercat să obținem un punct de vedere de la primăria sectorului 3. Reprezentanții instituției ne-au comunicat. Vă informăm că direcția de specialitate din cadrul primăriei sectorului 3 a cerut SCADPBSA să acționeze astăzi pentru a elibera spațiul verde de deșeurile semnalate. În acest moment, SCADPBSA deja a igienizat spațiul verde. Situația s-ar prezenta astfel de mai bine de jumătate de ani, fără ca nimeni să ia vreo măsură. De vin ar fi un grup de dependenți, mulți dintre ei oameni ai străzii, care vin în special seara și stau pe aceste ganguri. Marfa, drogurile și le-ar procura de la un bărbat, dealer, ce locuiește și el aici în zonă. Păi vine și vorbește cu ei și îi lasă și pleacă. Le mai dă câte o amendă, pleacă el. Reprezentanții ai Poliției Capitalei ne-au răspuns că au fost făcute constatări în zonă de către polițiștii de la secția 10 în urma sesizărilor primite. Concluziile au fost însă trimise mai departe la ofițerii de la combaterea crimei organizate. De ce poliția nu se ia pe urmele lor? Căzus rău. Să-l găsească pe ăla, Dunia. Pentru ce sunt folosite mai exact aceste seringi? Pentru droguri ca heroina sau etnobotanicele, susțin specialiștii. Consumatorul ajunge să dezvolte dependență fizică și psihică într-un timp foarte scurt. În momentul în care este instalată dependența, consumatorul trebuie să consume aproape zilnic. În cazul heroinei, 2-3 ori pe zi, iar în cazul etnobotanicelor, de 8-9 ori pe zi. Astfel de dependențe ajung în multe cazuri să fie purtători de boli, precum hepatita B, C sau virusul HIV. Riscul infectării cu o astfel de seringă este mare, imediat după ce obiectul a fost folosit, mai susțin specialiștii. Aceste boli infecțioase se transmit prin sânge doar în momentul în care se realizează injectarea. După o anumită perioadă de timp, chiar dacă în persoana respectivă care a consumat și a utilizat materialul steril era infectată cu HIV sau cu hepatită, virusii devin inactivi. Pe lângă cannabis, heroina este principalul drog pentru care se solicită asistență în România. Potrivit Agenției Antidrog, grupa de vârstă printre consumatorii unei astfel de substanțe este de 15-24 de ani. Thank you.